s-a interesat, am ajutat și noi cu niște bani. Dânsul a făcut celelalte lucruri și îi mulțumesc pentru acest lucru și nu numai. Pentru modul cum administrează parohia și pentru modul cum arată de bine biserica noastră din sat. Vreau să mulțumesc tuturor celor care au dat și au avut contribuție mai mare sau mai mică la realizarea acestui teren de sport. Acest teren de sport pe care noi vrem să-l facem multifuncțional, nu mult mai trebuie ca să fie și un teren de volei, poate chiar și basket. Vom reuși într-un timp scurt, zic eu, să facem o nocturnă aici, ca să se poată juca și seara și încercăm să modernizăm. Acum atât am avut. Această investiție s-a făcut cu fonduri europene, prin grupul de acțiune local Samus Corolisum, în care am primit 50.000 de euro. Restul sumei până la cât costă lucrarea de bază, și aici mă refer la execuție, este pusă din bugetul local. Pe această cale vreau să-i mulțumesc și să mulțumesc firmei Robirom, care a făcut această lucrare, avându-l pe domnul Romică în mijlocul nostru, pentru că să știți că nu-i simplu. Deci noi am făcut numai de contare de tranșă până acum. Pe fonduri europene lucrurile sunt mai grele un pic. Nu ai banii dinainte. Trebuie să faci prima dată lucrarea și după aia trimiți hârtiile, vin controlele, decontezi și apoi să ajunge cu banii la constructor. Deci în aceste vremuri grele, când știm cu toții cum s-au scumpit materialele, n-a fost ușor ca dânsul să ducă lucrarea asta la bun sfârșit. De asemenea, îi mulțumesc colaboratorilor dânsului, proiectantului, consultantului, autorităților județene pentru avize, autorizații ce a trebuit să primim pentru a duce la bun sfârșit acest proiect. Aș dori să vă spun câteva lucruri care o să ajungă mai tare, zic eu.